Bună seara tuturor, dragii mei, pacea Domnului, saba binecuvântat și vă spun tuturor un bun venit la străjerul de unde cuvântul Lui Dumnezeu pleacă către casele noastre și către inimile noastre. Dragii mei, atât de repede trec zilele în timpul din urmă. Ascultam nu de mult o explicație cu privire de ce ni se pare nouă că timpul trece așa repede. Și mă gândeam cândva odată și chiar mai de curând, când spune Dumnezeu că din pricina celor aleși, din pricina celor credincioși, Dumnezeu va scurta zilele ca nici ei să nu piară. Și explicația pe care dădeau oamenii la timpul acela când ascultam, se găsește și pe Facebook, despre scurtarea timpului, spunea, dragii mei, că nu știu de ce, ei bănuiesc că datorită multor unde magnetice, undele radio, undele de televiziune, undele telefonice și toate acestea, a făcut ca planeta noastră să schimbe viteza de rotație și s-a scurtat ziua cu 4 ore și jumătate, 5 ore aproape. Deci de aceea trece timpul mai repede. Trece timpul mai repede, fiindcă Dumnezeu îngăduie să se întâmple lucrurile acestea pentru că timpul este gata. Dumnezeu este gata să vină. Vreau să vă spun că zilele acestea am văzut lucrurile cum se desfășoară cu o rapiditate cum n-a mai fost niciodată. Mulți dintre noi, de multe ori, credem că ceea ce a fost până acum, credem că am trecut prin încercări, a fost strâmtorare, că astea sunt lucrurile care ne constrâng cu privire la credință. Nu, dragii mei, lucrurile care au fost până acum au fost doar un licăr, doar mistropi pentru ceea ce are să vină. Fiindcă zilele acestea am văzut știrile care se anunțau, fie pe radio, fie în ziare, fie și așa mai departe, și spunea, dragii mei, că certificatul verde se va implementa la locul de muncă. Cei care nu se vor supune vor putea să primească o amendă între 10.000 și 100.000 de lei. Adică de la 100 de milioane până la aproape 1 miliard. Oamenii ar trebui să se supună la lucrurile acestea. Am văzut că restricțiile au început să crească din ce în ce peste tot. Am văzut că începătura se cere cam obligatoriu peste tot. Deja am prieteni prin Italia care spun, frate Liviule, este foarte greu. Este foarte greu, nu avem acces încolo, nu ne putem urca în autobuze, nu ne putem urca nu știu unde. Mă mir că pentru moment îi mai lasă să cumpere benzină de la Peco. Vedem pentru moment că și în țara noastră avem puțină libertate ca să mâncăm bine, să ne simțim bine, ca după aceea să ni se întărească grumazul pentru ceea ce va veni. Lucrurile acestea, Dumnezeu spune destul de clar că ele degenerează din ce în ce mai mult. Și vedeam că de la Curtea Europeană zilele acestea se anunța, datorită revoltei sau protestului pe care românii l-au ridicat împotriva Curții Europene, când domnul acela Teheș, sau cum îl cheamă, a ieșit și a protestat pentru drepturile omului, datorită protestului s-au grupat împreună cu el și au aderat la acest protest și francezi, și nemți, și italieni, și de toți care erau, dar românii erau cel mai mult. Și de la Uniunea Europeană se spunea destul de clar că românii au atentat la ordinea publică, la legiuitorii care doresc binele comunității și al societății și așa mai departe. Românii nu vor să se înțepe, românii sunt împotrivitori, românii sunt așa și pentru aceasta țara noastră va fi sancționată. Și de la Curtea Europeană se spunea destul de clar că vor să dea niște legi împotriva tuturor acelora care instigă la ură, care instigă la nu știu ce și așa mai departe și multe alte lucruri.
Deci, vedeți dumneavoastră, toate lucrurile acestea sunt pregătite împotriva oamenilor ca nimeni să nu mai protesteze. Acolo se spunea că legea care se va da și împotriva binelui comun, să nu deranjezi pe nimeni, nu ai dreptul să promovezi nimic, fie pe bază religioasă, fie pe bază politică, fie pe toate aceste lucruri. Deci, vedeți dumneavoastră, toate lucrurile acestea se întâmplă. Se întâmplă, dragii mei. Lucrurile acestea vor face în așa fel încât ca drepturile de proprietate, dreptul de exprimare, dreptul de liberă circulație și toate aceste lucruri se vor restrânge pentru fiecare dintre noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem căci tot ceea ce facem, facem pentru că Dumnezeu ne cere să ne pregătim. Să ne pregătim, dragii mei. Haideți înainte de a intra în mesajul nostru din seara aceasta să ne rugăm. Să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune, să ne rugăm pentru mesajul din seara aceasta, să ne rugăm ca Dumnezeu să coboare peste noi prin Duhul Său cel Sfânt, ca noi să putem să înțelegem ceea ce este bine de făcut în timpurile acestea. Mă voi pleca pe genunchi dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Iubite Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioare Tale în seara aceasta, la început de Sabat Sfânt, să-ți mulțumim că Tu ne iubești și Dumnezeul nostru. Se vede că iubirea Ta este asupra noastră și ocrotirea Ta datorită că suntem cu viață, cu sănătate, ne-ai purtat-o cu bine și ai îngăduit ca să mai trăim pe pământul acesta. Dacă Tu ai îngăduit să mai trăim, înseamnă, Tată din ceruri, că ne iubești, înseamnă că mai avem probleme de rezolvat, înseamnă că trebuie să ne pocăim mai mult, înseamnă că trebuie să te căutăm mai mult. De aceea te rugăm să revești Duhul Tău ce sunt peste noi, ca El să ne cerceteze, să ne arate calea pe care trebuie să urmăm, să ne ajute să înțelegem cuvântul Tău care să aducă schimbare și transformare în viața și în caracterul nostru, să faci ca Duhul Tău ce sfânt să fie asupra noastră, să ne fie o lumină și o călăuzire în tot ceea ce vom face și să faci ca lucrarea Ta să prospere până la marginea pământului. Te rugăm să ne trezești pe fiecare dintre noi, să luăm mari hotărâri în timpul acesta și să-ți rămânem credincioși indiferent ce va veni. Știm că încercarea va fi foarte, foarte grea. Va fi între viață și moarte. Și doar cei care vor rămâne sub ocrotirea și adăpostul Tău vor putea să reziste. Ajută-ne ca și noi să fim unii dintre aceia. Te rugăm să binecuvântezi cuvântul Tău cu mare putere în seara aceasta. Te rugăm pentru lista de rugăciune să fie înaintea Ta, neîncetat. Fiecare suflet să fie cercetat, mustrat, atins. El să simtă iubirea Ta, să simtă dragostea Ta, mâna Ta că este asupra lor, ca niciunul să nu piară. Au fiecare nevoi și probleme, fie de sănătate, fie de familie, fie de lucru, fie de multe alte motive pe care le au. Îi lăsăm în mâna Ta și te rugăm ca Tu să intervii, să vindeci și să lucrezi după cum dorești Tu. În numele Fiului Tău și prin puterea Duhului Sfânt să ajut acestea. Amin. Dragul meu ascultător, mă bucur că în seara aceasta suntem într-un număr foarte frumos. Vreau să vă spun că la prezentarea de marți seara, aici ce arată ceva fictiv, am fost 6.000 de persoane care am participat la mesajul lui Dumnezeu. Mă bucur că Dumnezeu trezește suflete, mă bucur că Dumnezeu intervine de fiecare dată ca să aducă oameni la cunoștința adevărului și să facă ca lumina lui Dumnezeu să strălucească peste fiecare dintre noi în timpul acesta. Vreau să vă anunț, dragii mei, și partea misionară și apoi vom intra în mesajul nostru. Așteptăm să vină cărțile Tragedia Veacurilor, dar vestea cea mai mare, care are două părți, una bună și una rea, este că cartea Scapă-ți viața este gata. Nici nu mă așteptam că atât de repede m-au sunat astăzi de la București și zice, cartea este gata, păi zic, este gata, dar noi am avut o înțelegere că încercăm să achităm banii aceștia până la sfârșitul lunii decembrie, cel puțin până pe 10 de ianuarie. S-a necăjit puțin, zice, domnule, dar noi le-am făcut mai înainte, noi, domnule, v-am spus de la început că nu se poate plăti, niciodată n-am făcut lucrul acesta să mă încumet ca să putem să mergem la o comandă ca să nu avem banii gata. Dragii mei, toți cei care doriți și veți să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, cărțile sunt gata, așteptăm ca să apară și să vină,
dar problema este că trebuie să le și achităm, lucrarea trebuie să meargă, este lipsă pe teren. Această carte costă 59 de bănuți, toți aceia care doresc să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, aveți numărul meu de telefon, aveți adresa de Messenger, Liviu Bondoc, unde mă puteți găsi, unde putem să comunicăm pentru a putea să plătim aceste cărți. Nu pentru mine, și este pentru lucrarea lui Dumnezeu. Toți cei care doresc și au pe inimă. Și cred că este timpul în care trebuie să lucrăm mai mult ca niciodată. Îi aștept cu drag, cu rugăciune, cu post, cu încredințare de la Dumnezeu că trebuie să facem lucrul acesta. Pentru mine este mare bucurie că au venit cărțile, dar este mare necaz că încă mai este destul de mult pentru a putea strânge ca să le putem să le plătim. Le mulțumesc tuturor celor care săptămâna aceasta m-au sunat. Alții mi-au scris că vor să participe, Domnul să-i binecuvânteze și să-i întărească pe calea cea bună pentru acest lucru. Dragii mei, în seara aceasta, la început de Sabat Sfânt, vreau să aduc un mesaj înaintea dumneavoastră. Am văzut că peste tot este săptămâna de rugăciune, cum știm fiecare dintre noi, care suntem membri ai bisericii, care nu suntem membri ai bisericii. Vreau să vă spun că Biserica Adventistă, săptămâna aceasta, este săptămâna de rugăciune. Este un mesaj care se spune, cele trei soli îngerești trebuie să fie vestite. Este un lucru bun, dar are o parte lipsă, care ar trebui să ne gândim mai bine înainte de a face lucrul acesta. Vreau să vă spun că Dumnezeu trage un semnal de alarmă și spune de fiecare dată că chiar în mijlocul poporului Dumnezeu, nu vorbește numai din afară, va fi și o ore de deșteptare falsă. Va fi o ore de deșteptare falsă, dragii mei. Mulți dintre noi credem în timpurile acestea că oricum și oricine poate să vestească solia îngerului al treilea. În realitate, dacă stăm să ne gândim după ceea ce spune Dumnezeu, chiar oricine ar putea, doar îndeplinind anumite condiții pe care Dumnezeu le pune înaintea celor care doresc să se implice în această lucrare. De multe ori se pune ca prioritate carul înaintea boilor, așa spune și cuvântul Dumnezeu în spiritul profetic, și spune destul de clar că dacă noi schimbăm cursul și lucrarea Evangheliei, atunci nu vom avea succes și nu vom putea să transmitem mesajul lui Dumnezeu așa cum este el. Și, de exemplu, ca să promovezi și să îndemn pe cineva să-i spui mergeți și transmite solia îngerului al treilea sau cele trei solii îngerești că asta este voia lui Dumnezeu, fără să ții cont de un anumit lucru, este foarte grav și foarte periculos lucrul acesta. Nu poți să-l pui pe cineva să dea orașul înainte de a face sala și pregătirea și legislația. Fiindcă dacă îl vei pune să dea înainte orașul, atunci el ar putea să facă un accident foarte grav, chiar dacă are instructorul lângă el sau polițaiul, ca să poată să dea examenul acela. El ar putea la momentul acela să facă anumite nereguli, datorită că el nu cunoaște semnele de circulație. El nu cunoaște legislația rutieră și așa mai departe, nu cunoaște ce înseamnă toate celelalte lucruri care încalcă codul penal, ce înseamnă sancțiune, ce înseamnă infracțiune, ce înseamnă toate aceste lucruri. Același lucru este și cu transmiterea celor trei solii îngerești. Dumnezeu ne cheamă, mai înainte de toate, ca noi să putem să transmitem cele trei solii îngerești. Trebuie să ne trezim. Dumnezeu spune trezește-te. Dumnezeu spune că cele 10 fecioare dormeau. Deci toate fecioarele dormeau, doar că 5 dintre ele erau înțelepte, 5 erau neînțelepte. Și în momentul acela, când se vor trezi, trebuie să se facă o redeșteptare, să se facă o reformă, o pregătire ca să poți să faci lucrul acesta. De exemplu, un om care doarme, el nu poate să facă absolut nimic. Singurul lucru pe care poate să-l facă este să viseze. Și atâta timp cât noi nu ne trezim la adevărata realitate și chemarea lui Dumnezeu, noi suntem doar niște visători și nu suntem niște împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune ca să poți să faci o reformă, să faci o redeșteptare, este nevoie să te trezești.
Și ca să te trezești să faci această redeșteptare și această reformă, Dumnezeu spune că tu ai nevoie de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Ai nevoie de o lucrare și o schimbare și o transformare și o pregătire a caracterului și a vieții tale în conformitate cu ceea ce cere Dumnezeu. Haideți să vedem, dragii mei, să deschidem Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Dumnezeu, fiindcă tu nu poți să transmiți un mesaj al lui Dumnezeu atâta timp cât tu nu ești pregătit. Tu nu poți să-i spui unui om să nu fure când tu furi. Tu nu poți să-i spui unui om să nu mintă când el minte. Tu nu poți să-i spui unui om nu te închina icoanei și chipului fiarei atâta timp cât tu ești idolatru, cât tu ești apostaziat, când tu ai alți idoli în viața ta, când tu ai o închinare falsă și o închinare care nu este după voia lui Dumnezeu. Tu nu poți să-i dai lecții unuia dacă tu nu te-ai pocăit. Eu vreau să vă spun că înainte de a mă pocăi, eu nu vorbesc de a mă face adventist de ziua șaptea, că sunt adventist de ziua șaptea de 30 de ani, dar am început să mă pocăiesc cu cel puțin 6 ani în urmă. Eu eram membru al Bisericii Adventiste, dar slujeam pe Satana cu toată inima și nu pe Dumnezeu. Și înainte nu puteam să spun mare lucru, fiindcă viața mea nu corespundea cu ceea ce cere Dumnezeu. Chiar dacă astăzi mă judecă unii și spune, păi frate Livule, ce ai făcut în trecut? Pe mine nu mă interesează trecutul, fiindcă Dumnezeu spune că dacă te vei pocăi, trecutul tău va fi aruncat în marea uitării. Păcatele vor fi îndepărtate. Pe mine mă interesează din momentul în care m-am început să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și viața mea este schimbată și transformată cu o diferență vizibilă în ceea ce a fost mai înainte și acum am curajul să spun ceea ce este drept, fiindcă eu caut să trăiesc zi de zi ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu. Ca să poți să transmiți un mesaj al lui Dumnezeu ca popor și ca persoană, trebuie să trăiești mesajul pe care tu îl transmiți mai departe. În Maleahi 4:5-6, deschide Sfintele Scripturi, spune așa: Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și ziua înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Dragul meu ascultător, dacă te grăbești să transmiți cele trei solii, fără să se împlinească această lucrare în viața mea și în viața ta, nu este lucrare de la Dumnezeu și este o redeșteptare falsă care este condusă și patronată de diavol, pe care ne conduce și ne patronează și pe noi și nu Dumnezeu. Dumnezeu spune că trebuie să se vadă întâi pocăință în viața noastră, adică noi să ne întoarcem către Dumnezeu și copiii noștri se vor întoarce. Noi să ne pocăim ca să putem să transmitem mesajul pe care trebuie și pe care dorește Dumnezeu să-l transmită lumii acesteia. La aceasta ne cheamă Dumnezeu pe noi, dragii mei. Haideți să deschidem mai departe în Isaia 6:8-10 și spune așa: Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimești și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Câți dintre noi suntem dispuși să-i spunem lui Dumnezeu, iată-mă, trimite-mă? Nu oricine poate să-i spună lui Dumnezeu, iată-mă, trimite-mă, dacă viața noastră nu este în conformitate după voia lui Dumnezeu. Dacă noi nu știm să ascultăm glasul lui Dumnezeu, dacă noi nu înțelegem vocea lui Dumnezeu, dacă noi nu înțelegem chemarea și mesajul lui Dumnezeu, noi nu vom putea să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu spune în versetul 9, spune așa, dragii mei, El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Deci dacă nu ne vom pocăi, dacă inima noastră nu se va întoarce către Dumnezeu, către copii și copiii către noi și către Dumnezeu, noi nu vom putea să pregătim calea lui Dumnezeu. Dacă noi nu vom pregăti calea așa cum cere Dumnezeu pentru transmiterea celor trei solii îngerești, Dumnezeu spune, du-te și spune-i poporului acestuia,
Într-una veți auzi și se aude de la un timp de vreme. Ieșiți, transmite cele trei solii îngerești. Ieșiți! Dar oamenii nu înțeleg. Ei cred că transmiterea celor trei solii îngerești se face sub orice formă și indiferent cum va fi. Și Dumnezeu spune că nu! Noi trebuie mai întâi să ne pocăim și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că vedem, într-una vedem, dar nu pricepem nimic. Într-una auzim, dar nu înțelegem care e scopul acestor lucruri. Și în versetul 10 spune, împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urii și astupă ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Oare Dumnezeu dorește ca noi să fim împietriți și să nu fim mântuiți? Nu, dragii mei, dar Dumnezeu spune că dacă nu ne vom pocăi prin mesajul care se va transmite pentru pocăință și pregătire pentru cele trei soli îngerești, atunci noi ne vom împietri, urechile noastre degeaba ni se va vorbi și vor auzi că nu va face nimic, că vom fi tari de urechi. Ochii noștri, chiar dacă vor vede, nu vor putea să priceapă, nu vor putea să înțeleagă, nu vor putea să discearnă care este adevărul, care este minciuna și care este prioritatea maximă. Inima noastră nu va fi pentru Dumnezeu și inima noastră va fi cu altul scop. Transmițând o solie, așteptăm mântuirea cu inima nesfințită și nepocăită și cu inimile și dorințele noastre, amestecând această reformă și redeșteptare falsă. În Isaia 42, 18 la 19 spune Dumnezeu așa, către noi vorbește, către poporul său, către toți care poartă numele lui Dumnezeu și cheamă numele lui Dumnezeu și spune, ascultați voi surzilor, priviți și vedeți voi orbilor care credeți că vedeți, că Domnul Iisus spune, le spune la un moment dat cărturarilor și fariseilor și spune, voi nu vedeți. Și spune, cum poți tu să spui că nu vedem? Cum adică noi nu te vedem, noi nu te auzim? Și Domnul Iisus spune la un moment dat, a, fiindcă voi ziceți că vedeți, păcatul vostru va rămâne. Dacă voi nu vă încumetați să spuneți că vedeți și dacă ați fi recunoscut că sunteți ori spiritual, păcatul vostru nu s-ar fi ținut cont de el. Și Dumnezeu spune, voi care credeți că sunteți ceea ce sunteți, eu vreau să vă spun că sunteți surzi, voi sunteți orbi. Voi trebuie să vă smeriți, trebuie să vă pocăiți. Nu puteți să transmiteți o solie când voi nu auziți și când voi nu vedeți așa cum trebuie. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul lui Dumnezeu, spune? Cine este? Și Ioel 2:13 vine în seara aceasta și ne aduce o mustrare din partea lui Dumnezeu. Noi de fiecare dată ne sfâșiem alte lucruri decât ceea ce trebuie. Și în Ioel 2:13 spune, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întorceți-vă la Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite, spune Dumnezeu. Este timpul să ne sfâșiem inimile, este timpul să curățim inimile de păcat prin Duhul Sfânt, este timpul ca prin sângele Domnului Iisus și prin meritele sale să devenim oameni asemenea chipului Său. Este timpul să ne întoarcem la Dumnezeul nostru, să nu participăm la o reformă și o redeșteptare falsă a timpului acestuia, transmițând solia angelului al treilea, fără să fie sub puterea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar în Apocalipsa, în spiritul profeției, în mărturiile care Dumnezeu le-a dat pentru poporul său și spune un singur lucru, că lucrarea celor trei solii îngerești care se vor da și ultima solie angelului al treilea, pe pământul acesta, nu va fi o lucrare omenească și prin putere omenească. Și lucrarea aceasta va fi prin tăria și puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt se va face această lucrare. Deci niciun om care nu va fi sigilat, niciun om care nu va avea semnul lui Dumnezeu pe frunte, nu va putea să transmită adevărata solie a angelului al treilea mai departe.
fiindcă vei putea să transmiți solia îngerului al treilea, dar sub o reformă falsă, sub puterea și stăpânirea satanei, într-o speranță și o înșelăciune pe care îl o aduce să ne ducă în confuzie, să creadă că suntem bine. Și Dumnezeu spune în seara aceasta că noi suntem surzi, că noi suntem orbi, degeaba auzim cu urechile, că nu înțelegem nimic în surzenia spirituală noastră și în orbirea noastră spirituală. Auzi ce spune Apocalipsa, de la 14 cu versetele 6, 9, 12, spune așa: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul celui cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, mare și izvoarele apelor. Știm destul de clar că îngerul din Apocalipsa simbolizează pe poporul lui Dumnezeu, care va fi sigilat și pregătit pentru timpul încheierii și a marii istorii acestui pământ. Și Dumnezeu spune că îngerul acesta aduce o evanghelie veșnică oricărui neam, oricărui seminții, oricărui norod, oricărui om de pe pământul acesta. Și el va spune cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Păi dacă eu nu mă tem de Dumnezeu, cum pot eu să spun altuia teme-te de Dumnezeu? Cum pot eu să-i spun altuia că a venit ceasul judecății și să mă închin celui ce a făcut cerurile mare și pământul și izvoarele, când eu nu mă închin, când eu nu mă tem de acest Dumnezeu? Când eu nu sunt sfințit și sigilat de Dumnezeu, eu nu voi putea niciodată să fac parte din categoria celor ce transmit solia îngerului al treilea mai departe. Și el zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, mare și izvoarele. Păi, dragul meu ascultător, câți dintre noi ne temem astăzi de Dumnezeu? Ce înseamnă teamă de Dumnezeu? Să trăiesc în sfințirie de Dumnezeu? De fiecare dată, la toate prezentările mele, am punctat și am apăsat foarte mult și am reamintit și am reamintit și am repetat de multe ori lucrul acesta. Ca să poți să fii temător de Dumnezeu și să fii sfințit înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii înaintea lui Dumnezeu, indiferent fie că mănânci, fie că bei, fie că faci orice lucru, să fie spre slava lui Dumnezeu. Și vom vedea mai departe pe parcursul prezentării din seara aceasta că solia îngerului al treilea va fi însoțită de reforma sanitară, care va fi brațul drept al soliei îngerului al treilea. Câți dintre cei care doresc astăzi să transmită solia îngerului al treilea au ca reformă sanitară o însușire personală? Câți dintre noi ne însușim acest tribut sau atribut al reformei sanitare pentru a transmite mesajul și solia mai departe? Mulți dintre noi vrem să transmitem mesajul, dar nu avem și nu poți să transmiți un mesaj fără acest braț drept a reformei sanitare. Nu poți să te temi de Dumnezeu când tu mănânci ce vrei, când tu bei ce vrei, când tu te îmbraci cum vrei, când privești ce vrei, când asculți ce vrei, când tu nu te temi de Dumnezeu și păzești poruncile Dumnezeu, cum vei putea să transmiți acest mesaj până la marginile pământului, dragul meu? Nu vă înșelați! Că Dumnezeu spune că înainte de transmiterea soliei îngerului al treilea va fi o redeșteptare falsă, care mulți vor fi amăgiți și ei vor crede că vor transmite solia îngerului al treilea mai departe până la marginea pământului, dar ei nu se tem de Dumnezeu, ei nu se sfințesc înainte de Dumnezeu, ei nu iubesc pe Dumnezeu și nu și-au sfințit viața. Mai departe spune cuvântul Dumnezeu: apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Păi cum pot eu să spun că cade Babilonul când eu trăiesc în Babilon? Cum pot eu să transmit acest mesaj când eu mănânc în Babilon, trăiesc în Babilon, nu vreau să părăsesc orașele, nu vreau să schimb viața, nu vreau să schimb alimentația, nu vreau să fac absolut nimic? Adică eu voi transmite ceva contra mea și mă voi condamna singur prin cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe spune că apoi a urmat un al treilea înger și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână,
Păi, dragul meu ascultător, dacă eu trăiesc și beau din vinul mâniei Babilonului, dacă știu că Babilonul acesta va aduce o icoană și o fiară și prin aceasta vei primi semnul pe frunte sau pe mână, păi cum pot eu să transmit un mesaj dacă eu nu sunt afară din Babilon, dacă eu nu trăiesc așa cum trebuie, dacă eu nu sunt pregătit să transmit? Și mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune că toți aceia care vor putea să transmită mesajul soliei îngerului al treilea, spune că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Să păzești poruncile în totalitate, să sfințești viața înaintea lui Dumnezeu, să ai răbdarea sfinților, să iubești pe Dumnezeu, să lucrezi pentru Dumnezeu, să te predai în mâna lui Dumnezeu, să fii un om care să reflecți chipul și slava lui Dumnezeu, să se vadă în viața ta, în familia ta, în biserica ta, în poporul tău. Dacă noi, ca membri ai bisericii, nu vrem să fim vărsați din gura lui Dumnezeu și să pierim în ticăloșenia noastră, este clar că Dumnezeu ne cere și ne spune că avem nevoie de o transformare, de o schimbare. Redeșteptarea este prima condiție, dragul meu ascultător, de absolută trebuință pentru o adevărată reformă. Noi care, spiritual vorbind, ne deșteptăm, dorim și primim influența și înrăurirea Spiritului Sfânt. Dacă noi nu facem reformă, dacă noi nu facem o schimbare, dacă noi nu ne sfințim, degeaba așteptăm, degeaba vorbim, degeaba dorim și căutăm lucrurile acestea dacă nu vom primi influența și înrăurirea Duhului Sfânt în viața noastră. Doar prin înrăurirea Duhului Sfânt noi vom deveni conștienți și atunci vom putea să ne dăm seama de starea noastră, să ne dăm seama de lipsurile noastre, să ne dăm seama de nepocăința noastră, să ne dăm seama că este o reformă falsă și nu este o redeșteptare după voia lui Dumnezeu. Noi vom fi cuprinși de sete și vom fi cuprinși de foame după dreptate, după viața adevărată pe care a trăit-o Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta. Ca copii ai lui Dumnezeu în timpul acestea, noi suntem chemați să ne trezim. Și noi spunem nu, trebuie să mergem să transmitem solia îngerului al treilea sau cele trei solii îngerești. Când noi dormim, când noi nu suntem înfometați și încetați după adevăr și dreptate, când viața noastră nu corespunde și nu este asemenea Domnului Iisus Hristos, ce solie vom transmite? Ce mesaj vom transmite omenirii acesteia? Ca copii al lui Dumnezeu, noi suntem chemați astăzi să ne trezim. Fiindcă cerul întreg este în mișcare, fiindcă scenele istoriei lumii acestea sunt pe sfârșite, noi ne găsim astăzi în mijlocul primejdilor din zilele de apoi pe care Dumnezeu le-a prevestit și le-a transmis ca o lumină peste noi în toate generațiile. Primejdiile și mari sau și chiar mai mari ne stau în față, dar totuși noi nu ne trezim, spune Dumnezeu. Fiindcă această lipsă de activitate și de seriozitate din partea noastră în lucrarea lui Dumnezeu este teribilă, dragii mei. Această împietrire de moarte este de la Satana. Această împietrire și această reformă și această redeșteptare falsă este de la Satana și nu este de la Dumnezeu. Dacă nu ne vom sfinți inimile, dacă nu ne vom pocăi înaintea lui Dumnezeu, să știm bine ce vom transmite, că nu este pentru Dumnezeu. De aceea vrăjmașul cel mare folosește toate mijloacele ca să ne țină într-o stare de îngreunare și de indiferență care ne va aduce moartea veșnică. El ne lasă această impresie că noi facem lucrarea lui Dumnezeu, că noi transmitem soliile cele trei și solia îngerului al treilea, dar fără o viață sfințită și fără o viață predată în mâna lui Dumnezeu. În timpul acesta, dacă zi după zi ne trezim din nepăsarea noastră, dacă noi căutăm pe Dumnezeul nostru cu zel fierbinte,
dacă ne dăm toate străduințele pentru a deschide inimile noastre influenței Duhului Sfânt și dacă noi supunem voința noastră Lui, Satana nu va putea să ne răpească binecuvântarea cerească și această mare favoare de a transmite solia Îngerului al Treilea până la marginea Pământului. Să știți că Satana nu se teme că transmiți tu solia Îngerului al Treilea sau cele trei solii îngerești nesfințit. El nu se teme, el se bucură că este un mesaj care nu corespunde cu ceea ce cere Dumnezeu. De nimic nu se teme mai mult Satana în timpurile acestea decât ca poporul lui Dumnezeu să nu elibereze calea, să nu elibereze orice piedică în astfel încât Domnul nostru să poată să toarne Duhul Său Sfânt asupra bisericilor încezite, asupra persoanelor încezite și asupra unei adunări nepocăite din timpul acesta. El vrea mai bine să prezentăm cele trei solii îngerești nepocăiți, nesfințiți, neschimbați și netransformați. Să stăm lânceziți, să avem speranțe deșarte, să avem făgăduințele acestea înșelătoare și să rămânem o adunare nepocăită care lucrăm mânați din alt spirit decât Spiritul lui Dumnezeu. Se bucură foarte mult Satana. Iubește foarte mult lucrarea aceasta, chiar dacă include pe Domnul nostru Iisus Hristos în centrul atenției. Dacă ar fi după Satana, n-ar mai avea loc nicio redeșteptare, mare sau mică, până la sfârșit, până când harul se va închide pentru omenirea aceasta. Dar noi, ca popor al lui Dumnezeu, n-am fost lăsați în necunoștință în ce privește amăgirile lui Satana. Redeșteptarea aceasta va avea loc și noi trebuie să fim siguri că am ajuns în timpul când trebuie să o căutăm mai presus de orice. Noi nu trebuie să căutăm mai întâi să transmitem soliile cele trei și solia Îngerului al Treilea și noi trebuie să căutăm ca redeșteptarea aceasta să aibă loc în viața noastră. Noi trebuie să o căutăm și să fim siguri că am ajuns în timpul când trebuie să o căutăm mai presus ca orice. Înainte de ultima revărsare a judecăților lui Dumnezeu asupra pământului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, va fi o asemenea redeșteptare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut niciodată din timpurile apostolice. Spiritul lui și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor săi care s-au sfințit, asupra copiilor săi care s-au pocăit, asupra copiilor săi care au plâns păcatul cu amar, asupra copiilor săi care au văzut grozăvia mare a păcatului și au privit cu ură păcatul și cu groază. Dumnezeu spune că este timpul ca noi să studiem și să avem un studiu aprofundat al Bibliei și îndeosebi al luminii cuprinse în Apocalipsa. Noi trebuie să ocupăm un loc precumpănitor în pregătirea aceasta pentru redeșteptarea personală a fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să ne luăm mai mult timp pentru studierea Bibliei și noi vrem să transmitem solia Îngerului al Treilea și cele trei solii îngerești, dar noi nu avem timp să studiem. Noi nu studiem nici Biblia, noi nu studiem nici Spiritul Profeției, noi nu studiem nici mărturiile, că și acele au fost mătrășite și acele au fost schimbate și schinjuite într-un fel sau altul în care lipsesc multe lucruri. Noi nu avem timp nici de lucrare, noi nu avem, dar noi vrem să arătăm lumii că transmitem solia Îngerului al Treilea. Dumnezeu spune că trebuie să ne luăm mai mult timp. Noi nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu în timpurile acestea după cum ar trebui. Și dacă nu îl înțelegem după cum ar trebui, o să avem o redeșteptare falsă. Cartea Apocalipsa începe cu o poruncă ca să înțelegem învățămintele cuprinse în ea. Și spune așa, dragii mei, în Apocalipsa: ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Când noi ca popor vom înțelege că această carte este scrisă pentru noi,
Doar în momentul acela va avea loc printre noi o mare redeșteptare, o mare pocăință, o mare întoarcere la Dumnezeu. Noi nu înțelegem pe deplin învățăturile pe care ni le dă Sfânta Scriptură. Cu toate că ne este dată porunca să o cercetăm și să o studiem. Dar dacă noi nu cercetăm, nu studiem, nu dedicăm timp lui Dumnezeu, nu ne sfințim viața, nu ieșim din Babilon, nu bem din vinul mâniei, Babilonul e amestecat cu nelegiuire. Dacă nu ne vom pregăti și nu vom trăi în felul în care ne cheamă Dumnezeu, noi nu vom putea să transmitem această solie. Fiindcă scenele solemne descoperite prin profeție să nu fie lăsate în umbră niciodată. Dacă poporul nostru, spune Dumnezeu, ar fi trezit măcar pe jumătate, dacă și-ar da seama cât de aproape sunt scenele acestea descrise în Apocalipsa, dacă ne-am trezit măcar pe jumătate, atunci s-ar produce o reformă în viața noastră, în comunitățile noastre și mult mai mulți ar crede în această solie pe care Dumnezeu o transmite pentru timpul acesta și pe care noi trebuie să o ducem tuturor oamenilor de pe pământul acesta. În acest timp al sfârșitului, vremea de cea mai mare primejdie pentru biserică. Satana se folosește de arma sa favorită. Domnul Iisus anunță Hristos falși și profeți falși. Vrăjmașul va contraface venirea Domnului ca să amăgească dacă este cu putință chiar și pe cei aleși. Avem în Matei 24 cu 23 la 25. Dacă noi nu studiem, dacă noi nu ne pocăim, dacă noi nu vom face ceea ce trebuie, Satana folosește arma sa favorită prin profeții falși și Hristoși mincinoși falși. Va contraface revenirea Domnului. În toate acestea va face o redeșteptare falsă. Să creadă orice păcătos că el este în grația lui Dumnezeu doar datorită transmiterii acestui mesaj. Și Dumnezeu spune, niciun păcătos. Apocalipsa spune că cei ce vor primi sigilul lui Dumnezeu, cei ce vor transmite solia îngerului al treilea până la margine pământului, spune că în gura lor nu s-a găsit minciună. Erau fără pată, fără zbârcitură. Spune că ei nu s-au întinat cu femei, adică cu alte biserici, cu alte învățături. Ei au reprezentat caracterul lui Dumnezeu. Ei sunt verguri, ei sunt puși deoparte. Ei s-au pregătit, ei s-au redeșteptat. În ei nu s-a găsit păcat, în ei nu s-a găsit vină, în ei nu s-a găsit nimic, nelegiuire. Și noi trăim în nelegiuire și avem viața noastră plină de corupție și nelegiuire, plină de idolatrie și apostazie și ne încumetăm să transmitem un mesaj care nu este adevăratul mesaj. Dumnezeu zice, nu te lăsa înșelat. Nu te lăsa înșelat. Spiritul profeției descrie o redeșteptare măreață a bisericii prin care lumea va fi luminată de slava cerească. El prevede de asemenea și redeșteptări false care să împiedice planul divin. Luați și citiți în Biserica Rămășiței la pagina 121, dacă vreți să vedeți ce spune. Și spune că înainte de ultima revărsare a judecăților lui Dumnezeu va fi o asemenea redeșteptare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Vrăjmașul sufletelor va vrea să pună stavii la aceste lucrări și înainte ca timpul unei astfel de mișcări să fi sosit, el va depune toate sforțările să o împiedice prin contrafacerile sale, să o împiedice printr-o redeșteptare falsă, să-i facă pe oameni să transmită o solie fără o viață nesfințită, fără puterea Duhului Sfânt, fără semnul și fără sigiliul Duhului Sfânt. Și lucrul acesta va duce la închinare față de chipul și icoana fiarei și nu față de Dumnezeu. Fiindcă solia cercetătoare trebuie să se audă pretutindeni, avertizându-i pe păcătoși, atât din lume cât și din biserică, să fugă de mânia viitoare. Ce înseamnă să fugi de mânia viitoare? Adică să te sfințești
să te pocăiești, să schimbi viața. Mulți dintre noi poate nu înțelegem ce înseamnă pocăință. Dacă am curvit să nu mai curvesc, dacă am mințit să nu mai mint, dacă am mărturisit strâns să nu mai mărturisesc, dacă am poftit nevasta altuia sau bărbatul altuia să nu mai poftim, să nu ucidem cu vorba, să nu ucidem pe oamenii care îl caută pe Dumnezeu, să păzim ziua de închinare, sabatul Domnului Dumnezeului nostru, să nu luăm în deșert numele Dumnezeu, să cinstim pe mama noastră și pe tatăl nostru care de multe ori am părăsit plecând prin țări străine. De multe ori avem alți Dumnezei în afară de Dumnezeul nostru. Noi nu mai știm cine este singurul Dumnezeu care ne-a scos din țara robiei, din țara păcatului și din lumea și asta și din locuința morților. Și noi vrem să transmitem o solie care nu corespunde cu o viață sfințită. Noi putem să le spunem altora să fugă de mânia viitoare, să se pocăiască, dar noi nu suntem pocăiți. Dumnezeu spune, ca și Ioan Botezătorul, înaintea mergătorului Domnului Iisus Hristos, toți cei ce predică trebuie să înfigă toporul la rădăcina pomului. Trebuie să îndemne pe toți să aducă roade vrednice de pocăință. Aceasta este lucrarea premergătoare înaintea celor trei solii îngerești. Vreau să vă întreb astăzi, oare prin câte biserici se mai înfige toporul la rădăcina pomului? De câte ori mai sunt îndemnați oamenii să se pocăiască? De câte ori mai sunt mustrate păcatele? De câte ori mai sunt oamenii mustrați pentru viața trăită în nelegiuire? Cuvântul lui Dumnezeu spune că apelurile trebuie să fie tulburătoare și să fie în contrast evident cu asigurările de pace care se dau astăzi, cu siguranța care se aude de la amvoane renumite, de la amvoanele bisericilor. Și unde ajunge solia lui Dumnezeu, trebuie să-i miște pe oameni, fie interior, fie în exterior. Mărturia simplă și directivă a Scripturilor trebuie să pătrundă în inimile tuturor doar prin puterea Duhului Sfânt. Nu printr-o redeșteptare falsă, și doar puterea Duhului Sfânt va aduce o convingere atât de mare că puțini vor putea să reziste în întregime. Pretinși și credincioși vor fi treziți din siguranța lor falsă. Ei își vor vede căderile lor, ei vor vede spiritul lumesc care i-a cuprins, ei vor vede necredința, ei vor vede mândria, ei vor vede egoismul. Și momentul acela când vei înfige toporul la rădăcina pomului, mulți îl vor căuta pe Domnul cu pocăință și umilință ca să fie sigilați de Duhul Sfânt, ca ei să poată să transmită solia Îngerului mai departe, cele trei solii îngerești. Va fi o înșelătorie colosală, dragii mei, pentru unii nu va fi decât o redeșteptare, dar nu va fi o redeșteptare sub puterea Duhului Sfânt și va fi o redeșteptare sub o nouă mască a vrăjitoriei condamnate și interzise în vechime de Dumnezeu. Satana caută astăzi să încânte pe oameni, cum a încântat-o pe Adam și Eva, incitându-le dorința de a obține cunoașterea interzisă. Veți fi ca Dumnezei, declară el, veți cunoaște binele și răul, voi lucrați, faceți, transmite solia, nu contează cum ești, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te primește, Dumnezeu te mântuiește, tu transmite solia, nu interesează cum e viața ta. Satana ne încântă și ne pune în față că în cerul lui Dumnezeu vom intra oricum. Nu contează! Noi să iubim pe Dumnezeu ce am eu în inimă, nu contează ce este în exterior. Noi trebuie să transmitem, noi trebuie să-L propovăduim. Și Dumnezeu spune, mai mult rău veți face lucrării. Mai mult veți face rău decât bine. Binecuvântarea lui Dumnezeu, dragii mei, va însoți orice efort pentru a trezi interesul pentru reforma sănătății, căci este nevoie de ea pretutindeni. Cum vă spuneam la început, nu poți să transmiți cele trei solii îngerești când tu nu ai reforma sănătății. Când tu nu ai nimic în privința aceasta, încă pe mesele multora care vor să transmită cele trei solii îngerești, au mesele pline cu carne. Au mesele
pline cu mâncăruri excitante, cu Coca-Cola, cu Fanta, cu tot felul de lucruri care nu sunt la locul lor, cafele, Red Bull-uri și toate lucrurile care fac tot felul de lucruri rele. Și noi vrem să transmitem cele trei solingerești într-o viață nesfințită și departe de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă astăzi că trebuie să aibă loc o redeșteptare în această privință. Căci Dumnezeu are în plan să realizeze mult prin aceasta. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, noi nu putem să propovăduim o solie care este strâns legată cu reforma, cu brațul drept. Dacă noi nu o trăim, eu nu pot să-i spun unuia nu fuma când eu stau cu țigarea în gură. Eu nu pot să-i spun unuia nu bea când eu stau cu cafeaua și cu băuturile acestea în gură. Eu nu pot. Dar noi suntem îndemnați să transmitem cele trei solii, să ieșim fără pocăință, fără întoarcere și predare în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu zice că e timpul să ne punem la lucru pe noi și pe tinerii noștri. Noi trebuie să îmbinăm lucrarea misionară medicală cu proclamarea soliei Îngerului al treilea. Luați și citiți în lucrarea medicală misionară sau misionar medicală la pagina 320. Dumnezeu spune că noi trebuie să facem eforturi constante, organizate, pentru a-i scoate pe membrii bisericii din letargia în care se află de ani de zile. Noi trebuie să trimitem în comunități. Noi trebuie să transmitem prin lucrătorii lui Dumnezeu care trăiesc principiile reformei sănătății. Fiindcă nu se va putea să transmită cu adevărat solia Îngerului al treilea dacă viața noastră nu este cu principiul reformei sănătății. Să fie trimiși aceia care văd necesitatea doar tăgăduirii de sine în ce privește pofta, căci dacă nu, ei vor fi o cursă pentru comunitate, vor fi o cursă pentru mine și pentru tine, vor fi o cursă pentru oamenii cei din jur. Să nu creadă cineva că vorbesc de nebun. De ce credeți că de fiecare dată amintesc mereu și mereu că Dumnezeu spune că să reamintim de fiecare dată în predicile noastre și în prezentările noastre problema reformei sănătății, că este strâns legată de solia Îngerului al treilea. Și astăzi se ridică lumea și se face o redeșteptare, dar nu este redeșteptarea Duhului Sfânt, ci este redeșteptarea Satanei. Și spune că dacă noi vom face lucrul acesta, vom vedea atunci cum pâinea vieții va pătrunde în comunitățile noastre, în viețile noastre, în familiile noastre. Dacă fiecare agitație religioasă îi va face pe unii să neglijeze spiritul acesta, sprijinul deplin acordat prin prezența și influența lor, pentru minoritatea care crede un adevăr nepopular, se va ajunge ca în biserică să fie multă slăbiciune când ar trebui să fie putere. Fiindcă Satana folosește multe mijloace ca să-și aducă la îndeplinire scopurile. Și dacă sub masca religiei populare poate să-i abată pe cei îndoielnici și cei neprevăzători de pe calea adevărului, el ar realiza mult în a diviza puterea poporului lui Dumnezeu. Fiindcă acest entuziasm de redeșteptare fluctuantă, care vine și pleacă precum fluxul și refluxul mării, poartă o înfățișare amăgitoare sau înșală multe persoane cinstite, făcându-le să creadă că acesta este adevăratul Duh al lui Dumnezeu. Făcându-i să creadă că aceasta este chemarea pe care o face Dumnezeu ca noi să transmitem cele trei solii îngerești fără pocăință, fără reformă, fără nimic. Această lucrare înmulțește doar convertiții și nu pocăiții. Cei cu temperament emotiv, cei slabi, cei docili, ei vor veni cu grămada sub steagul lui Dumnezeu, dar când valul se retrage, ei se vor afla pe țărm, goi și nenorociți și își vor vede toată goliciunea lor când harul lui Dumnezeu se va închide.
când valul acesta de speranțe și îndemnuri nelegiuite se vor retrage și se va deschide ochii, ne vom vede pe un țărm îndepărtat, fără nicio speranță, fără Dumnezeu și fără nimic. Dumnezeu ne cheamă astăzi să nu fim înșelați de învățători falși, nici conduși prin cuvinte amăgitoare, dragii mei. Vrăjmașul sufletelor este sigur că el are suficientă mâncare de fabule plăcute, de ceremonii, de tot felul scenete, programe muzicale și tot felul de lucruri care să le aducă înaintea noastră. Tot felul de încurajări și de deșteptări false pentru a ne satisface pofta a noastră a tuturor. Noi trebuie să avem mare grijă, fiindcă în poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă o redeșteptare foarte mare prin Duhul Sfânt, fiindcă întreaga biserică Dumnezeu urmează să o pună la încercare. Fiecare are nevoie acum să caute pe Domnul cum nu l-a mai căutat niciodată. Poporul lui Dumnezeu nu va trece cu bine prin încercarea care ne stă în față dacă nu are loc o redeșteptare și o reformă. Deci, poporul lui Dumnezeu nu va trece. El se va ridica să transmită o solie, dar fără Duhul Sfânt, și el nu va trece prin încercarea care vine. Fiindcă în locașurile pe care le pregătește pentru cei neprihăniți, Domnul nu va admite niciun suflet plin de sine și de nepocăință. Luați și căutați, dragii mei, în Mărturii, volumul 6, la pagina 284. Voința se întărește odată cu ocupația mâinilor și tot ceea ce au nevoie acești bolnavi, adică noi, este tocmai o redeșteptare a voinței. Dacă voința este adormită, imaginația noastră devine anormală, iar boala este imposibil de învins în timpurile acestea. Noi, ca națiune, ca popor chemat de Dumnezeu, am continuat să rămânem într-o stare de necredință, într-o stare de idolatrie. Și ca pedeapsă pentru aceasta, noi am rămas supus lumii acesteia și ne ridicăm în supunerea lumii acesteia să transmitem cele trei solii îngerești fără pocăință. O solie plină de necredință și idolatrie. În timp ce oamenii lui Dumnezeu se cercetează, ei caută să cerceteze comunitățile, să cerceteze tot poporul lui Dumnezeu. În acest timp, oamenii lui Dumnezeu caută să îndrepte inima oamenilor către Dumnezeul părinților lor, iar străduințele lor, spune Dumnezeu, nu vor rămâne zadarnice, chiar dacă nu se vor trezi toți. Din aceste mesaje, unii vor lua hotărâri pentru Dumnezeu. În aceste timpuri Dumnezeu ne cheamă ca toată casa lui Israel, ca tot poporul lui Dumnezeu să plângă după Domnul. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să se sfătuiască, oamenii lui Dumnezeu trebuie să se întâlnească, oamenii lui Dumnezeu trebuie să-și mărturisească păcatele și să se roage pentru iertare și sfințire înaintea lui Dumnezeu. Dacă din toată inima noastră ne întoarcem la Domnul, dacă din toată inima noastră scoatem din mijlocul nostru dumnezeii străini și astartele, dacă din toată inima noastră ne îndreptăm inima spre Domnul și slujim numai Lui, Domnul ne va binecuvânta și ne va întări pentru timpurile acestea. De aici vom descoperi că evlavia practică, religia inimii, ea este propovăduită și în timpul nostru, cum a fost propovăduită și în timpul Domnului Iisus Hristos și la venirea Lui pe pământ. Fiindcă niciunul dintre noi, fără harul Domnului Iisus Hristos, prin formele exterioare ale religiei, ele sunt fără valoare, la fel cum au fost pentru Israelul din vechime. La fel de lipsite de valoare sunt și pentru Israelul de astăzi. Și este nevoie de o redeșteptare adevărate religii a inimii noastre, cum a avut loc pe vremurile israeliților.
Și Dumnezeu spune că pocăința este primul pas pe care trebuie să-l facă toți aceia care vor să se întoarcă la Dumnezeu. Nimeni nu poate face lucrul acesta în locul altuia, nici eu în locul tău și nici tu în locul meu. Fiecare dintre noi trebuie să ne umilim sufletul înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie în timpurile acestea să scoatem toți idolii pe care îi avem, fie în inima noastră, fie în casele noastre, fie în bisericile noastre, în viața noastră de familie. Dacă am făcut tot ce ne stă în putință, Domnul ne va descoperi fiecăruia dintre noi mântuirea Lui. Spiritismul modern, în timpurile acestea, care se sprijină pe aceste temelii, nu este decât o redeșteptare sub o formă nouă, dragii mei ascultători, a vrăjitoriei și a închinării la demoni, pe care Dumnezeu le condamnase și le interzisese pe vremurile trecute. Dacă te ridici să transmiți un mesaj fără să fii sfințit și pocăit înaintea lui Dumnezeu, faci parte din sistemul spiritismului modern, care se sprijină pe aceste temelii de redeșteptări false, care au legătură cu vrăjitoria și cu închinarea la demoni și nu la Dumnezeu. Dumnezeu, El a prezis în Sfintele Scripturi, care declară că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de la credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor, crezând că mântuirea merge târâși cu păcatele și cu viața mizeră. Unii cred că pot să transmită solia Îngerului al Treilea fără brațul drept al reformei sănătății. Mulți cred că pot să intre în Împărăția Lui Dumnezeu pe calea pusă înainte de Satana și nu de Dumnezeu. Creștinii în timpurile acestea trebuie să se pregătească pentru ceea ce în curând va invada lumea aceasta ca o surpriză. Ca o surpriză, dragii mei, care va copleși. Și această pregătire trebuie să fie făcută prin studierea cu seriozitatea cuvântului lui Dumnezeu și prin străduința de a-și conforma viața fiecare dintre noi cu perceptele lui Dumnezeu. Problemele capitale ale veșniciei ne cer ceva în afară de o religie imaginară în care mulți dintre noi am trăit în timpurile acestea. Ne cere mai mult o religie a cuvintelor și a formelor. Ne cere un adevăr care este ținut în curtea de afară, care este dat la o parte de poporul lui Dumnezeu și de mulți creștini de mult timp. Dumnezeu cheamă în seara aceasta la reformă și la redeșteptare pentru timpurile acestea. La redeșteptare și la reformă. Mai bine să spunem că trebuie întâi să ne trezim ca să putem să ne reformăm. Fiindcă cuvintele Bibliei și numai cuvintele Bibliei, ele ar trebui să fie auzite de la amvoanele bisericilor noastre, de pe canale media, de la evanghelizări, în scris și peste tot. Dar Biblia, dragii mei, a fost jefuită de Hristos și mincinoși, de profeții falși. Biblia a fost jefuită de puterea ei. De aceea poporul lui Dumnezeu este slab, plin de idolatrie și apostazie, plin de corupție la nivel înalt. Iar urmarea se vede în scăderea nivelului vieții spirituale pentru timpul acesta. În multe predici de astăzi nu se mai vede aceea manifestare divină care trebuie să ne trezească conștiința și care să aducă viață sufletelor noastre. Ascultătorii timpului de astăzi nu mai pot să spună ne arde inima noi. Nu, noi trebuie să transmitem solia fără să ne ardă inima. Când pe drumul pe care am parcurs pe pământul acesta, Dumnezeu ne-a vorbit. Când Dumnezeu ne-a deschis Sfintele Scripturi. De multe ori ni se deschid Sfintele Scripturi și nu ne mai arde inima noi. Nu mai înțelegem când ne vorbește. Sunt mulți dintre aceia care strigă după Dumnezeu cel viu. Sunt mulți care tânjesc după prezența divină. Și Dumnezeu spune că trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Faceți ca aceia care au auzit numai tradiții, care au auzit teorii și maxime omenești. Este timpul ca să audă glasul aceluia care poate să noiască sufletul spre viața veșnică.
Încă nu este prea târziu, dragul meu ascultător, de a răscumpăra neglijențele din trecut, de a ne mărturisi păcatele și a părăsi viața în care am trăit până acum. Nu este prea târziu să se reproducă sau să se producă o redeșteptare a dragostei din tâi și a celui foc arzător pe care Dumnezeu vrea să-l pună în inima noastră. Noi trebuie să-i căutăm pe cei ce s-au îndepărtat. Noi trebuie să-i legăm prin mărturisirea noastră la rănile pe care noi le-am făcut cu mult timp în urmă. Fiindcă mulți au căzut și s-au descurajat în marea luptă a vieții, când un cuvânt de îmbărbătare sau încurajare ar fi întărit, i-ar fi întărit pe acești oameni ca să biruiască. Niciodată să nu fim fără inimă, niciodată să nu fim reci, niciodată să nu fim lipsiți de simpatie și niciodată să nu fim stăpâniți de un spirit de critică și noi trebuie să spunem adevărul care astăzi este numit critică. Noi nu trebuie să pierdem niciodată ocazia de a spune un cuvânt de încurajare sau care să inspire nădejde. Să nu pierdem ocazia aceasta. Nu putem spune ce efecte îndepărtate vor putea avea cuvintele noastre amabile, eforturile noastre creștinești de a ușura povara cuiva. Dumnezeu spune că este timpul. Cei greșiți nu pot fi refăcuți în niciun alt mod decât cu spiritul blândeții, cu spiritul Duhului Sfânt, cu spiritul bunătății și iubirii lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, eu cred că în seara aceasta te-am deranjat puțin. Mulți au intrat, mulți au ieșit. Dar vreau să vă spun că nimeni nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu decât printr-o viață sfințită și orice păcat părăsi din viața noastră. Dumnezeu vrea să-i slujim cu toată inima, cu tot cugetul și cu toată ființa noastră. Dumnezeu nu vrea nici măcar 1,1% sau 0,01% să fie împărțit pentru altcineva. Fiindcă acel 0,01% din viața noastră de credință va produce o redeșteptare falsă. Se va transmite și se va suna din trâmbiță un mesaj fals, care de multe ori se promovează și astăzi. Ieșiți și predicați cele trei solii îngerești, dar pocăință nema. Ieșiți și predicați cele trei solii îngerești, sfințire nimic. Ieșiți că e timpul să predicați cele trei solii îngerești, reformă sanitară ioc, nimica. Ieșiți că este timpul. Care timp? Timpul receptării false? Vrei să fii cu adevărat cel care transmite solia îngerului al treilea și cele trei solii îngerești până la marginea pământului? Trebuie să te sfințești, trebuie să părăsești păcatul, trebuie să sfințești viața ca Duhul Sfânt să coboare peste tine, să te sigileze. Doar această mare lucrare se va face, nu prin tărie și putere omenească, ci prin Duhul Sfânt, dragul meu ascultător. Fără pocăință nu va fi nici redeșteptare curată, nici lucrare adevărată și nici mântuire. Aici mă voi opri în seara aceasta și vă doresc tuturor un sabat binecuvântat. Vă doresc tuturor o redeșteptare și o reformă, cum n-ați mai făcut-o niciodată până în timpurile acestea, fiindcă harul este gata să se închidă, istoria galopează către final. Vedem că mările strâmtorări se abat pe pământul acesta, marile nenorociri și marea încercare care vorbea Dumnezeu despre ea, deja a început să-și deschidă porțile. Nu va rezista decât cei sigilați. Nu vor rezista decât cei care vor fi luați în stăpânire de Duhul Sfânt. Trezește-te, trezește-te! Mare nenorocire de la miază noapte! Mare nenorocire de la miază zi! Mare nenorocire de la răsărit! Mare nenorocire de la apus! Cine are urechi, să audă. Cine citește, să înțeleagă.
că este timpul marii treziri, este timpul marii redeșteptări și marii reforme pe care trebuie să le facem în viața noastră. Domnul să fie cu noi cu toți în tot ceea ce vom face pe pământul acesta. Dumnezeul nostru este gata să vină. Mai zăbovește o clipă pentru mine și pentru tine. Să ieșim din nelegiuire, să ieșim din apostazie și idolatrie, să ne închinăm cu adevărat Domnului Dumnezeului nostru, care a creat cerurile, marea, pământul și izvoarele, care ne-a dat viață, care ne-a scos din țara robiei, care ne-a scos din locuința morților, care și-a dat viața pentru mine și pentru tine, dragul meu ascultător. Mâine dimineață, la orele 8:30, ne vom întâlni din nou la școala de sabat, cu noi învățături, cu noi îndemnuri, pentru marea zi care stă în fața noastră, pentru marea lucrare pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Noapte bună tuturor și un sabat binecuvântat. Vom asculta trei melodii și prin harul Domnului ne vom despărți.